Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, bunăvoința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este spre mântuire. Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar sunt fără cunoștință, deoarece necunoscând dreptatea lui Dumnezeu și căutând să statornicească dreptatea lor, dreptății lui Dumnezeu ei nu s-au supus. Căci spre sfârșitul legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. Căci Moise scrie despre dreptatea care vine din lege, că omul care o va îndeplini va trăi prin ea. Iar dreptatea din credință grăiește așa, să nu zici nimic în inima ta, cine se va sui la cer, ca adică se coboare pe Hristos, sau cine se va coborî într-o adânc, ca să ridice pe Hristos din morți. Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvântul în gura ta și în inima ta, adică cuvântul credinței pe care noi îl propovăduim. Că ne vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe El din morți, atunci te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește.